Accident mortal în această dimineață pe drumul național 65 între localitățile Găneasa și Slătioara. Un bărbat de 45 de ani din Găneasa, aflat la volanul unui autoturism, a intrat într-un autocamion condus de un tânăr de 31 de ani din Slatina. În urma impactului, șoferul autoturismului a decedat. Cel care conducea autocamionul a fost testat cu etilotestul, iar rezultatul a fost negativ. Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat, în vârstă de 45 de ani din comuna Găneasa, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 65 între localitățile Slătioara și Găneasa, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorcă, condus de către un tânăr în vârstă de 31 de ani din municipiul Slatina. Pompierii detașamentului Slatina, cu o auto specială pentru descarcerare, o auto specială de stingere și un echipaj smurt, au intervenit în zona localității Găneasa la un accident rutier produs între un autoturism și un autocamion. La sosirea echipajelor, șoferul autoturismului a fost găsit în stop cardiorespirator, pentru care au fost începute manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse de salvatori, victima a fost declarată decedată la locul accidentului de către medicul de pe ambulanță. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea. Traficul în zona a fost restricționat temporar pentru a permite echipelor de intervenție să desfășoare operațiunile necesare.